Salut și bine v-am găsit! Astăzi rămânem tot în zona canibalismului de supraviețuire și vom povesti despre naufragiile vaselor Peggy din 1765 și Essex din 1820. Pe 24 octombrie 1765, după un negoț reușit în Azore, vasul american Peggy pleacă spre New York încărcat cu vin și coniac. Echipajul era format din 10 oameni, căpitanul, 8 bărbați și un sclav afroamerican. În urma unei furtuni violente care s-a dezlănțuit pe mare în data de 29 octombrie, vasul a plutit în derivă săptămâni întregi și, deși echipajul și-a raționalizat apa și alimentele, acestea s-au terminat, așa că au fost nevoiți să bea tot vinul și tot coniacul. De foame au mâncat animalele care erau la bord, motanul căpitanului și 2 porumbei, scoicile găsite pe fundul navei, lumânările, uleiul lămpilor, tutunul și toată pielea pe care au găsit-o, inclusiv pe cea de la încălțăminte, până au ajuns în punctul în care au fost nevoiți să recurgă la obiceiul mării. La 13 ianuarie 1766, marinarii au spus căpitanului că au decis să-l sacrifice pe unul dintre ei, iar acesta a fost de acord. Bineînțeles că nefericitul a fost cel ce era sclav și a fost ucis cu un glonț în cap. Căpitanul se pare că nu a participat la tragerea la sorți, ceea ce ne face să ne gândim dacă aceasta chiar a avut loc sau decizia cu privire la persoana sacrificată fusese deja luată. Dacă stăm să ne gândim și să analizăm cazurile în care s-a recurs la asemenea obiceiuri, nu e puțin ciudat că majoritatea sacrificaților erau sclavii sau minoritățile etnice, sau era o pură coincidență, un ghinion? Dar să revenim la povestea noastră. După execuție, marinarii au început ospățul. Unul dintre ei a mâncat ficatul crud, alte părți ale corpului au fost gătite, iar restul conservat. Capul și degetele au fost aruncate în mare, conform obiceiului mării, iar unii spun că făceau acest lucru pentru a nu mânca părțile cele mai umane. Marinarul care a mâncat ficatul crud a înnebunit și a fost aruncat în mare de colegii săi, din teama că dacă l-ar fi mâncat, ar fi înnebunit și ei. Carnea sclavului le-a fost de ajuns până pe 26 ianuarie 1766, iar pe 29 au decis să mai facă o tragere la sorți. De data aceasta a fost ales cel mai apreciat marinar de către tot echipajul, David Flatt, care, la aflarea veștii, a surzit, apoi a înnebunit. Dimineață, când se pregăteau să-l sacrifice, au văzut că spre ei se îndrepta un vas, iar pe 2 martie au fost salvați și duși în Dartmouth. Supraviețuitori au rămas căpitanul și 3 marinari, printre care și Flatt, care nu și-a mai revenit. 2 dintre marinari au decedat pe drum. La obiceiul mării au apelat și marinarii de pe baleniera Essex. La momentul pornirii în ceea ce avea să fie ultima sa călătorie, Essex avea deja 20 de ani și, pentru că a mai avut călătorii glorioase, a fost poreclită vasul norocos. La vârsta de 29 de ani, căpitanul George Pollard a fost unul dintre cei mai tineri care au ajuns să comande pe o balenieră. La acel moment, primul ofițer Owen Chase avea 23 de ani, iar cel mai tânăr membru al echipajului, Thomas Nickerson, avea 14 ani. Essex a pornit la drum din Nantucket, la data de 12 august 1819, într-o călătorie ce trebuia să dureze 2 ani în zona de vest a coastei Africii, o zonă populată de balene. Echipajul era format din 21 de oameni și anume, căpitanul George Pollard, primul ofițer Owen Chase, al doilea ofițer Matthew Joy, Obed Hendrix, cabanierul Thomas Nickerson, Barzilai Ray, Charles Ramsdell, Benjamin Lawrence și Owen Coffin, care erau din Nantucket, 7 afroamericani, William Bond, Samuel Reed, Richard Peterson, Henry Dewitt, Lawson Thomas, Charles Shorter și Isaiah Shepard, 4 nativi ai insulei, Seth Wicks, Joseph West, William Wright și Isaac Cole și un englez, Thomas Chappell. După 2 zile de la ridicarea ancorei, vasul a fost avariat de o vijelie în urma căreia a pierdut 2 bărci de vânătoare, iar una a fost parțial distrusă. În ianuarie 1820 a ajuns în Cape Horn după 5 săptămâni foarte grele, iar în vară erau deja la vânătoare de balenă în Pacificul de Sud, navigând de-a lungul coastei de vest a Africii de Sud spre nord, până în Atacames, care aparține de teritoriul denumit astăzi Ecuador. Echipajul a fost împărțit în 3 grupuri de câte 6 oameni, conduse de Pollard, Chase și Joy, fiecare având în responsabilitate câte o barcă. Pe Essex au mai rămas 3 oameni, însă, în septembrie, Henry Dewitt a dezertat, astfel că echipajul a rămas în 20 de membri. Pentru a se aproviziona cu dalegurii, Essex a navigat spre insulele Charles din arhipelagul Galapagos, unde au reușit să captureze 300 de broaște țestoase uriașe, numai bune de mâncat. În 20 noiembrie 1820, când a ajuns într-un final pe teritoriul în care se spunea că ar fi multe balene, vasul a fost atacat de un cașalot de 60 de tone și 27 de metri lungime și s-a scufundat la mijlocul distanței dintre Hawaii și Galapagos. Se spune că acesta s-a năpustit asupra navei intenționat. La acel moment, marinarii erau cu bărcile în larg, la vânătoare, și au avut noroc că deja aveau încărcate cu ei pâine, apă proaspătă, o muschetă, cuie pentru reparații, praf de pușcă, un pistol și pânze. Ce nu au putut recupera însă de pe vasul scufundat au fost instrumentele de navigare și hărțile. Pe 22 noiembrie au plecat cu 3 bărci și, în loc să se lase purtați de apă până în insulele Marchize de teama de a nu fi prinși și mâncați de canibali, aceștia au încercat să se apropie de continentul american. O greșeală imensă însă, pentru că bărcile nu erau potrivite pentru asemenea călătorie și, bineînțeles, că au fost avariate pe parcurs. În primele săptămâni s-au descurcat cum au putut, își udau buzele cu apă din mare, de sete își beau propria urină, iar foamea și-o poteleau cu peștii zburători care mai cădeau din bărci. La 20 decembrie au ajuns pe insula Henderson, care era nelocuită, însă pe data de 27, după ce au terminat tot ce se putea mânca de pe acea insulă, au decis să iasă din nou în larg. 3 dintre ei, William Wright, Seth Wicks și Thomas Chappell, au decis să rămână pe insulă și după aproape un an au fost salvați și duși în portul Jackson, Australia. În perioada următoare, 4 marinari care făceau parte din minoritățile etnice au murit ca din întâmplare, iar corpurile lor au fost mâncate. Abia apoi s-a apelat la obiceiul mării și s-a tras la sorți următoarea victimă, nefericirea căzând pe Owen Coffin, care nu avea familie. Chase, Lawrence și Nickerson au fost salvați în februarie de baleniera Indian din Londra, iar baleniera Dolphin i-a salvat pe Pollard și Ramsdell. Pollard s-a reîntors pe mare în 1822 însă, după ce sub comanda sa au fost avariate încă 2 vase, acesta a fost considerat ghinionist și niciun proprietar de navă nu a mai avut încredere în abilitățile sale, așa că a fost nevoit să se retragă. A murit în Nantucket la vârsta de 78 de ani, pe 7 ianuarie 1870. Owen Chase a mai navigat încă 19 ani, cu pauze scurte, odată la 2-3 ani, vacanță în care își făcea datoria de părinte. Acesta a avut 4 neveste, primele 2 au murit cât el era plecat pe mare, de cea de-a treia a divorțat după ce a aflat că a dat naștere unui copil conceput cu un alt bărbat, iar la 2 luni de la divorț s-a căsătorit pentru a 4-a oară și s-a pensionat. La fel ca Pollard, și acesta suferea de stres post-traumatic, așa că eventual a fost instituționalizat. După 4 luni de la salvarea lui, acesta a scris Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whaleship Essex. A murit în Nantucket la data de 7 martie 1869, la vârsta de 73 de ani. Cabanierul Thomas Nickerson a devenit capitan de vas, iar în 1876 a scris The Loss of the Ship Essex Sunk by a Whale and the Ordeal of the Crew in Open Boats, publicată de Asociația de Istorie din Nantucket în 1984. Acesta a murit la vârsta de 77 de ani, în februarie 1883. Ceilalți supraviețuitori au avut parte de destine diverse. Thomas Chappell a decedat de ciumă în Timor, când lucra ca misionar. William Wright s-a pierdut într-un uragan în Indiile de Vest. Charles Ramsdell a murit în Nantucket la 62 de ani, în 8 iulie 1866. Benjamin Lawrence a murit la 28 martie 1879, la vârsta de 80 de ani, în Nantucket, iar ultimul decedat dintre supraviețuitori, Seth Wicks, s-a stins din viață la 12 septembrie 1887. Nicio persoană nu s-a îndoit de corectitudinea tragerii la sorți și nu li s-a făcut niciun reproș, iar în ceea ce privește celelalte decese, s-a mers pe ideea că acestea au survenit din cauze naturale. Atacul cașalotului l-a inspirat în 1815 pe Herman Melville să scrie Moby Dick. De asemenea, s-au făcut și filme. Revenge of the Whale în 2001, The Whale în 2013 și In the Heart of the Sea în 2015. S-au compus și melodii. Quartetul de coarde What the Whale Ship Saw, compus de Deirdre Gribbin în 2004, și albumul The Divinity of Oceans, scris de trupa funerară Ahab din Germania. De asemenea, jocul Tarsis, apărut în 2016, a fost inspirat de tragedia Essexului. Dacă vi s-a părut interesant ce v-am povestit, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a urmări și alte materiale pe care le voi pregăti. Să ne auzim cu bine data viitoare!